Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a parohiei Mihăilești 1. Apoi, ierarhul, preoții din protopopiatul Mihăilești și credincioșii au pornit în procesiune spre locul unde va fi construită Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitate. Cu acest prilej a avut loc punerea pietrei de temelie și sfințirea locului pentru viitorul locaș de cult. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte episcop Ambrozie. Dumneavoastră cunoașteți cel puțin la fel de bine ca mine, dacă nu mai bine, unii dintre noastre cei mai în vârstă, cât de greu se ridică o biserică. O biserică se ridică greu. Dacă o casă, dacă o gospodărie se ridică greu, dacă o familie se întemeiază și se gospodărește și se îndrumă greu, dar amită o biserică cu tot ce presupune ea. Ați văzut cât de frumos spune Părintele Patriar Daniel că până în momentul sfințirii, biserica este darul credincioșilor față de Dumnezeu și al preoților, nu în ultimul rând, iar după târnosire, după consacrare, devine darul lui Dumnezeu către noi moritorii, atât cler cât și credincioși. Această parohie Mihăilești 1 a fost o parohie foarte încercată, iar ridicarea unui nou locaș de cult vine ca să îndrepte o istorie extrem de nedreaptă, pentru că în anul 1987, la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, fosta biserică pe care a avut-o această parohie a fost dărâmată de către buldozere pentru a face loc barajului de la Mihăilești, care a fost construit ulterior. Ei bine, iată că astăzi, la 30 de ani de atunci, ne-am hotărât ca să îndreptăm această istorie nedreaptă și să ridicăm un locaș de cult reprezentativ ca să cuprindă pe toți credincioșii din această parohie. Pentru mine personal e o bucurie deosebită, iar pentru Consiliul Local o și mai mare bucurie, pentru că cu ajutorul nostru se pot face lucruri frumoase în orașul Mihăilești. Locul unde va fi ridicată noua catedrală Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din orașul Mihăilești a fost achiziționat cu susținerea preasfințitului părinte Ambrozie și a credincioșilor din localitate.